Aproape 1 milion de oameni dintr-o suburbie a orașului de unde a pornit pandemia de COVID au fost plasați în carantină după ce s-au descoperit 4 noi cazuri asimptomatice de coronavirus. Conform Observator News, primele două au fost depistate la testele regulate în urmă cu 2 zile. Celelalte 2 cazuri au fost găsite prin verificarea persoanelor de contact la scurt timp după ce a fost impus un nou lockdown. Deși China a înregistrat mai puține cazuri de deces ca alte țări, strategia de testare în masă și regulile stricte de izolare provoacă tot mai multe nemulțumiri în rândul oamenilor care nu pot să-și facă niciun plan pe termen mediu sau lung. 2 studii publicate în prestigioasa revistă Science concluzionează că pandemia de COVID-19 a început în piața din orașul chinez Wuhan, indicând o foarte probabilă origine animală a virusului. Primul studiu este o analiză geografică care arată că primele cazuri detectate în decembrie 2019 au fost concentrate în jurul pieței. Al doilea este o analiză genomică a virusului din primele cazuri, care arată că este foarte puțin probabil ca virusul să fi circulat pe scară largă la om înainte de noiembrie 2019, relatează Observator News.